Ana și Alina sunt două surori care împart aceeași pasiune, creează bijuterii din plante și flori culese din natură. Alina este cea care a venit cu ideea de a dezvolta pasiunea în afacere, după ce a creat prima pereche de cercei care și-au găsit imediat stăpâna. Я помню прекрасно, это были первые гвоздики, сережки-гвоздики с маленькими сухими ромашечками, даже, то есть полевые, это даже не маргареты, а именно вот бутончики ромашек. Pandantive, brățări, cercei sau inele, toate sunt realizate din flori sau plante culese de pe câmp sau cumpărate din florării. Noi de acum, în timpul anului, știm care floare și când înflorești. Primăvara se începe culesul, vara, pe urmă iarna, noi cumpărăm flori decorative, tot le uscăm. Noi de-amu știm care floare și cum se așează sub reșina aceasta, când multe flori își pierd culoarea, multe flori își pierd frumusețea. Ana și Alina cunosc deja toate florile care pot fi folosite ca materie primă. De 9 ani de când creează bijuterii după mult exercițiu, au descoperit că anumite flori când înfloresc prima dată își păstrează culoarea, iar altele nu. Flori mici, flori, sau luăm chiar dintr-o înflorescență mare, niște elemente de flori. Așa cum este floare, se numește morcovă sălbatică, el crește așa ca o umbreluță și conținem mulțime, mulțime de flori cele mici. Ia, aceasta este floarea morcovă sălbatică. Ia, așa să zboare. Ia. Ea crește ca o umbreluță. Aici, desigur, că este presată și uscată. Și aici sunt flori mici, noi luăm ca să facem un buchețel mic în cercei sau brațară, ca să fie un buchețel plin, noi luăm câte o floricică, câte un element. Meșterițele folosesc un anumit tip de reșină specială pentru bijuterii, care își păstrează luciul și nu se îngălbenește. Ea tot poate să fie mai tulbură, asta depinde de temperatura, de lumina soarelui, mai mult, ei foarte capricioasă. E o muncă migăloasă. Mai întâi se culeg florile, apoi se presează în cărți și se țin la uscată luni la rând, dar nu în oricare cărți. Noi cătăm întotdeauna cărți cei mai vechi. Nu știu, parcă în trecut nu știu, era o hârtie mai calitativă. Principal că floarea trebuie să fie deshidratată foarte bine. Și ca să dezhidrateze această floare trebuie să fie o hârtie foarte bună, de o calitate înaltă, mai groasă, nu trebuie să fie așa lucioasă. Munca la fiecare bijuterie e o meditație pentru creier și suflet, care necesită creativitate și răbdare. Etapov несколько. Мы всегда делаем маленькую колекцию, мы одну единицу никогда не делаем, потому что удобно. Мы берем, вот у нас есть разные различные основы, и мы их красим в разные цвета. То есть вот чем занимается Анна сейчас. И потом, затем, второй этап – это именно подборка цветов. Самый интересный этап, самый такой творческий. Bijuteriile din romanițe, din gingașa floare de gipsofilă sau din frunze scheletizate multicolore sunt cele mai solicitate. Первый слой эпоксидной смолы наливаем в основу, маленький тонкий слой, и располагаем наши цветочки как нам нужно. Вот этот слой мы отправляем сушиться в закрытое место. Din moment ce reșina este perfect uscată, bijuteriile sunt sigure pentru a fi purtate, deoarece sunt confecționate din materiale care nu provoacă reacții alergice. Они не вызывают аллергию, металл не чернеет, не окисляется, его можно носить, мы уже проверили сами годами, носим в бассейны, даже хлорированную воду не боятся. То есть эти металлы те, которые можно не снимая носить, так же как серебро, как золото. Surorile vând accesoriile online sau la târguri. Creațiile lor au ajuns în afara granițelor, în Germania, Italia sau peste ocean, în Australia sau Statele Unite ale Americii.